pregătesc multe surprize, seriale noi, îmi doresc să ajung să fiu într-un serial Disney ca să pot să fiu alături de ei și mai mult. Și multe proiecte, mergem la concursuri în străinătate, alături de trupa de dans Amici și avem multe surprize pentru ei. Am concurs internațional aici în București prima oară, pentru că aici a fost prima etapă și am fost cu 7 trupe de la Academia de Dans Amici și cu toate am luat locul 1, 2 și 3 și ne-am calificat în Croația, așa că sperăm să arătăm și celor din alte țări, pentru că acolo participă din toată lumea și din Africa și de peste tot, să arătăm că și România au dansatori talentați. Acesta bacalaureatul, dar o să fie bine pentru că îmi place matematica, deși fac muzică și dans, îmi place foarte mult matematica și la asta de obicei au probleme copilașii, dar română e ok, deci în rest sunt ok cu școala și cu viața personală, chiar mă simt bine, mă relaxez, mă duc la spectacole, în parcuri, asta am vrut să zic, da, deci mă simt bine, deci e ok. Pot eu să vă transmit este să fiți fericiți, să fiți pozitivi și să, dacă vă doriți ceva, să munciți pentru acel vis, pentru că sigur se va îndeplini.